Statul va compensa integral valoarea creditului luat în cadrul programului Prima Casă pentru familiile cu 3 copii. De aceleași facilități se vor bucura și tinerii specialiști, dar își vor cumpăra locuința în localitatea unde au fost repartizați să lucreze. Sunt doar câteva dintre modificările făcute la program. În același timp, familiile cu un copil vor primi subvenții de 25%, iar cei cu 2 de 50%. Până acum de compensații de 100% beneficiau doar familiile cu 4 sau mai mulți copii. Aceste majorări de compensații se aplică atât pentru cei deja existenți în program, cât și pentru viitorii beneficiari. Dacă ne referim la familii cu copii, cei care deja au depus cererile din luna următoare, automat se face recalcul și vor beneficia de compensații majorată. Beneficiarii care și-au ales o locuință mai scumpă de 600.000 de lei vor putea solicita subvenții de până la 50% din această sumă, indiferent dacă lucrează la stat sau la privat. De câștigat va avea și sistemul bancar. Este o oportunitate în plus pentru bănci de a-și dezvolta business-ul, atât credite, deci garantate prin gaj, dar așa cum ne arată realitatea, acest lucru nu este suficient. Foarte multe persoane pleacă din țară, chiar dacă au imobil cumpărat inclusiv și în cadrul acestui program. Cert este că angajații din agențiile imobiliare vor avea mai mult de lucru. La moment lucrăm cu familiile tinere care au 2-3 copii și deja vor să-și procure un imobil. De obicei sunt apartamentele cu 2 odăi, cetățenii preferă blocurile noi, condiții bune de trai, prețul lor variază de la 35 până la 45.000 de euro. A fost modificat și plafonul de vârstă pentru beneficiare până la 50 de ani. Prima rată pentru locuință va fi de 5% și nu de 10% cum a fost până acum. Anul acesta pentru programul Prima Casă au fost prevăzuți 90 de milioane de lei, dintre care 40 de milioane pentru compensații. Până acum au fost cumpărate peste 4.600 de locuințe. Suma totală acordată de bănci este de aproape 2,3 miliarde de lei.